Cum vezi clasamentul la finalul sezonului de Liga a doua? La ce ai văzut și cum ai studiat adversarii? Realistic vorbind. Realistic vorbind, UTA aprobată? Da. Absolut. Da. Rapid Petrolul Promar. Petrolul Baraj, Rapid Promar. Petrolul Baraj. Mie mi se pare acum că ai spus cum ți-ai dorit tu. A, mai are și experiența promovărilor. Acum nu vreau să am partipliuri, dar într-adevăr ar fi toate echipe de tradiție și ar ajuta fotbalul să promoveze echipele pe care le-a spus Dan. Noi suntem subiectivi, da, dar trebuie să arătăm bine. Etapele care au rămas trebuie să avem un parcurs foarte, foarte bun. Echipele care leagă 3-4 victorii au câștig de cauză, pentru că diferența este foarte mică. Din păcate ne-a lipsit Constanța, asta este un lucru cert. UTA asta a avut față de toate echipele. A mers constant, chiar dacă n-au avut evoluții foarte bune ca și joc. Au avut un antrenor care a antrenat foarte mult Liga a doua și asta i-a ajutat. Au mers pe o constanță, au o echipă cu experiență. Și asta i-a făcut să aibă o diferență atât de mare. Cine va avea constanță în play-off, promovează, absolut.